Relu Pănescu, trimis fără mâncare în exil. Cum explică războinicii de la Survivor România controversatul gest? Scandal și în tabăra războinicilor de la Survivor România. Relu Pănescu a fost trimis în exil de către colegii săi, fără să primească mâncare deloc. Cum au justificat aceștia gestul controversat? Trimiterea în exil a concurenților de la Survivor România a scindat și mai multe cele două echipe care se luptă pentru hrană și pentru imunitate săptămână de săptămână. Ștefania Ștefan, cea care a obținut cel mai bun timp pe trasele în ediția din 20 februarie 2022, l-a trimis în exil pe Relu Pănescu, după ce s-a consultat cu echipa. De cealaltă parte, Natalia a decis ca Eduard Cerebel să plece din echipă lucrurile au început să se complice în primele ore pentru cei doi concurenți izolați de echipele lor. În timp ce Cerebel și-a primit lucrurile de la Faimoș, dar și porția sa de orez și de nucă de cocos, Relu Pănescu a răbdat foamea o perioadă. Războinicii au uitat complet de el. Relu a avut noroc cu Cerebel în cele din urmă. Artistul a împărțit mâncarea pe care a primit-o cu el, Ștefania. Ștefan a vorbit în numele echipei la Consiliul de Nominalizări și a spus că ei au înțeles greșit informațiile primite de la prezentator. Războinicii credeau că Relu va primi mâncare de la echipa de producție. Ștefania a izbucnit în lacrimi și a spus că nimeni nu a avut vreo secundă intenția să-l țină pe Relu înfometat. Teatru de comedie: Care echipă? Nu știu dacă vă puteți imagina ce e în sufletul meu, a spus Relu Pănescu, îndurerat și nervos. Pot spune din partea colegilor că a fost greșeală. Nimeni nu a vrut să nu-i dea mâncare lui Relu. Chiar am înțeles greșit acea informație, este explicația oferită de Ștefania Ștefan. Nu am nevoie de mila lor. Relu s-a ținut tare și a spus că nu are nevoie de mila nimănui se va baza doar pe el de acum înainte în acest concurs. Gestul războinicilor de a nu-i trimite mâncare lui Relu i-a șocat și pe cei din tabăra faimoșilor.